Așa îmi trebuie dacă mă ronțe noaptea și insomnia și nu reușesc să ajung să dorm și eu ca un om normal. Mă frământă gândurile și stau în fața unei cafele de cofeinizate pe care am băut-o și mă gândesc la o chestie absurd de fantasmagorică, aceea ca mâine să fi apărut în presa mondială faptul că Viorica Dăncilă, femeia asta minionă, să fi organizat, orchestrat și pus în operă exact acele operațiuni de salvare ale sclavilor care sunt munciți în Italia, în Sicilia. Cum ar fi fost ca de pe teritoriul iugoslav al Serbiei să transmită în direct toți căpiații ăștia din televiziune faptul că Viorica ar fi condus detașamentele de băieți pregătiți dintr-o super armată, aia de 60.000 de oameni profesioniști cu stat de plată în Afganistan, de pe urma căruia și-au cumpărat apartamentele, și ascunși printre sicilieni și printre ceilalți într-o noapte, le-au băgat mâna în portocale porcilor care i-au făcut sclavi pe ai noștri, i-au eliberat, i-au urcat în camioane și au dispărut de sub nasul lor printr-o operațiune senzațională făcute poate brusc pe mare, într-un concubinaj cu forțele militare izraeliene sau cu americanii, într-un secret dintr-o ăsta desăvârșit, la modul la care practic ar fi fost scrisă istoria, și apoi Viorica, în basma, tăcută cu modestie, să spună doar un singur lucru: i-am eliberat pe ai noștri. Oare cât de mult ar intra Viorica în istorie, sau orice un politic, dacă ar fi în situația în care să-și acopere cu modestie o faptă istorică voievodală, aceea de a-și fi eliberat semenii. Că de vândut, de tocmit și de aruncat ieftin carne de tun sau, uite, sclavie la metru cub, e în stare oricine. De la Ion Iliescu începând, Adrian Năstase, Traian Băsescu cu haita lor cel neadormit și de hămesiți, până la Klaus Iohannis și sistemul subteran, da, toți știu să facă chestia asta. Ăștia care vor reuși să scuture neamul ăsta privegit, de propria lui prostie în mare parte, deseori, și scuturat și pus la punct și aliniat și făcut uman și curățat și redându-i demnitatea și încrederea în sine, ăla într-adevăr este lider și este în istorie. Dacă nu, toți sunt niște mușterii ai puterii, mușterii de unde își trag din mustărie și ei micile lor șmenuri, șpăgi, averi, din care duhnesc, sunt mai sătui decât ceilalți pe care îi transformă în sclavi, îi privesc cu dispreț, sunt politicoși când sunt ipocriți și în rest îi înjură pe la spate. Cum ar fi doamna Viorica Dăncilă să fi ticluit matare cu Helvig, cu Dragnea, un plan dintre ăsta cu băiatul ăla Stănescu, un plan în care să folosiți parașutiști români, trupe speciale române? De ce am zis de izraelieni? Pentru că ei sunt specialiști în strecurare și sunt prietenii și frații noștri, cred. Cred că în momentul ăsta România are doar două țări super aliate și mega prietene: Statele Unite ale Americii și Israelul. Și să ne dea Bibi aportul, eu cred că Bibi ne-ar da aportul, să ne scoatem oamenii, să-i liberăm, să iasă din sclavie. Și să-i lungi pe italienii cu japca, să-i ținem pe aici, pe la ogne de sare, pe sub poduri, să-i culcăm cu porcii, la coteți, ca să vină statul italian să-i libereze. Să vedem cum. O să-l trimită pe Berlusconi, că l-are pe Oasină, să intre pe partea de răsărit a templului românesc. Iartă-mă, Doamne, că fac asemenea asemănări. Cum ar fi doamna Dăncilă dacă ați elibera sclavii de acolo? Că Ponta n-a știut cât a fost premier. Grindeanu nu cred că îl ducea capul. Și Tudose a fost prea vremelnic. Matale, tanti Viorica, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Cum ar fi să apare într-o dimineață, într-un newsflash, să moară Denis Rifai de sugrumare, să se nece gușă, să chelească de tot Rareș Bogdan, care te tot înjură, sau fetele alea frustrate și rângele de la B1 TV, și matale să fie intervievate de Sandra Stoicescu și să-i spui că ai fost fata cu cravașa, care ai supravegheat cu un porce aia din Italia, care ne ții femeile sclavi, le abuzează, le chiuretează, le violează și tot așa, au fost practic prinși, oamenii liberați, cuiburile mafiote au dispărut, întâmplător. Și acum, pe mare, ne retragem împreună cu trupele izraeliene, care ne sunt alături. Pentru că nu de altceva, dar unul din patru izraelieni e român. Vine de aici. E tot pământul lor. Cum ar fi, tanti Viorica?